Ești în prima finală la Open Australian. Știu că înseamnă foarte mult acest lucru pentru tine, dar și pentru antrenorul tău care e australian. Cât de greu a fost? A fost un meci foarte greu. Tremur. Sunt foarte emoționată. Știam că va fi foarte complicat. Am văzut că joacă foarte bine, se deplasează și lovește din toate pozițiile. Mă bucur mult că am putut rezista și că m-am putut impune. Al doilea meci foarte lung. Nu e ușor să ai două astfel de meciuri în același turneu. Trebuie doar să mă bucur însă de moment. Să mulțumesc tuturor, deoarece publicul m-a susținut și m-a ajutat. Să vorbim puțin. Avem două finaliste care au trecut prin momente grele, care au salvat mici de meci. Și tu și Caroline. De unde vine această forță ta? În acest meci am fost prima ce a avut două șanse de meci. Le-am ratat. Am spus că dacă ea revine, pot eu să o fac. Am avut încredere în forțele proprii. După acea accidentare la gleznă, m-am hotărât să lupt pentru fiecare minge până la capăt, să dau totul la acest turneu, apoi mă voi odihni. Cu siguranță mă voi odihni după turneu. Când treci prin aceste meciuri grele, ce spui? La ce te gândești? Încerc să rămân foarte calmă. Azi a fost un meci ca un montan rus. Am făcut însă ceea ce contează. Dacă nu renunți, poți câștiga meciul până la capăt. Am făcut asta foarte bine și sunt mândră de ceea ce am realizat. Cu siguranță vom avea o finală extraordinară. O jucătoare pe care o cunoști bine. Caroline Wozniacki. Not only for the number one ranking in the world, whoever wins that match, but your very first Grand Slam for one of you. Căutați primul titlu aici, dar și locul 1 mondial. Caro, who I know you respect a tremendous amount. Da, o respect mult pe Caroline. Știu că va fi un meci similar celui de astăzi, va trebui să alerg. Am nevoie de o odihnă serioasă după această partidă, va fi o mare provocare însă. Atunci când am jucat finala la Roland Garros, am spus că dacă mă voi afla în aceeași situație, voi da tot ceea ce pot. Voi fi mai curajoasă. Vreau să fac tot ceea ce pot în finală, să cred că am șansa de a câștiga, să nu mă gândesc neapărat la titlu. Dacă va veni, așa va fi să fie. Avem un cuvânt care descrie ce ai făcut astăzi, curajos într-adevăr. Prima finală la Open Australian, iată, pentru Simona Halep. Un meci senzațional, da, nu ne ajung practic epitetele.